Conform surselor, se pare că Adrian Baicu, profesor de religie al Liceul Petru Cercel, diriginte la clasa a 12-a și consilier al viceprimarului cu atribuții de primar Cristian Stan, nu ar fi la prima abatere de acest fel. Înregistrarea scoate la iveală comportamentul revoltător al dascălului. Acesta țipă, jignește și amenință elevii la fiecare pas. Discuția legată de balul de final de an al claselor a 12-a a stârnit reacția incredibilă a lui Baicu. Chiar dacă este profesor de religie și ar fi trebuit să dea dovadă de un comportament adecvat, și chiar dacă este plătit din banii contribuabililor și rolul său ar fi trebuit să fie unul exemplar pentru elevi, Baicu reacționează într-o manieră scandaloasă. Elevii au cerut să fie organizat un singur bal pentru toate clasele la un hotel din oraș, unde toți să-și permită să participe. Baicu, în schimb, a vrut să organizeze balul la un complex din Dâmbovița, unde, potrivit surselor, orice contractant primește 5% discount, iar suma ar fi mers în buzunarul lui. De ce nu puteți face toate clasele de 12-a în același loc? De ce unul cu ducolo și alții colo? Pentru că avem niște profesori toși. Păi, vă spuneți și rețințiți și niște jigodii ordinare. Puteți să le transmite de partea mea și vă spun de ce. Sunt în categoria celor care nu fac nimic pentru lichid. Știi, e problemul ăla. Scripturistic. Nici ei nu se mântuiesc, dar nici pe alții nu-i lasă să se mântuiesc. Liniște. Adică, puneți-vă în mână ce vizit la fața postului, ce au făcut cei pentru liceul ăsta? Ce inițiativă au avut ei pentru liceul ăsta? Ați auzit, bă, e extraordinar. Aștept, ascult. Cu clasele lor, deci, domnule, au făcut lura, l-au adus lura de pe ce? Păi, dar ce legătură are? Oamenii vor să facă în altă parte, pur și simplu. Ascult, Leo, tu nu ai dreptul să vorbim. Jignirile dascălului au continuat, crezându-se mai presus de toți și cu spatele asigurat, Adrian Baicu a sfidat orice regulament. Mai mult, acesta s-a arătat mai interesat de campanie electorală decât de problemele elevilor. Eu mă duc la Machela Nova, are ceva? Tu poți te duci oricum ai 7 la puntare de noapte. Din ce motiv așa? Nu pot să o crezi. Păi din ce motiv așa? Oricum nu mai spatele în clasa noastră. Păi dar... comportament și atitudine, tu n-ai nicio treabă cu clasa. Și dați mie 7 la puntare. Tu doar să le iei banii la proști. Toată lumea la proști. Tu gata, așa și așa sunt extrem de ocupat în perioadă. E și campanie, mai am și alte treburi. Cu 3 zile înainte o să mă duc la... Cu 3 zile înainte o să mă duc... Sunt plecat la Focșani. În fața unui asemenea comportament, cerem public primăriei Târgoviște și implicit viceprimarului cu atribuții de primar, Cristian Stan, în subordinea căruia se află Adrian Baicu, să ia măsuri concrete. Totodată solicităm Inspectoratului Școlar Județean să ofere o explicație și să ia măsuri față de dascălul care și-a depășit total atribuțiile și a încălcat orice normă de bun simț și conduită. Așteptăm măsuri și din partea Arhiepiscopiei Târgoviște, având în vedere că acesta este profesor de religie. Sperăm ca, în fața dovezilor, Adrian Baicu să nu scape doar cu o mustrare.